La Spitalul de Recuperare din Iași s-a modernizat corpul D. Vorbim despre o investiție de 1,5 milioane de lei din bugetul local. Primarul Iașului împreună cu managerul spitalului au vizitat în această dimineață saloanele proaspăt reamenajate. Au fost modernizate o parte din secția de neurologie și cea de reumatologie. Mai multe saloane de la etajele 3 și 4 au fost reamenajate și modernizate. Fiecare salon dispune de propria baie și 4-5 paturi. Astăzi am deschis două tronsoane din corpul de al Spitalului de Recuperare, tronsoane de pe secțiile de recuperare neurologie și reumatologie 1. Am reușit să modernizăm 14 saloane, cabinete de consultații, cabinete de asistente, de medici, camere de gardă. Saloanele sunt modernizate după noile standarde și norme în ceea ce privește funcționarea unităților sanitare, astfel încât ele sunt dotate cu grupuri sanitare destinate persoanelor cu dizabilități, cu internet, wireless, televizor, mobilier nou în totalitate. Dotările spitalului sunt aduse la ultimele standarde pentru cazarea pacienților, cât și pentru cabinetele medicilor. Primarul susține că Spitalul de Recuperare ar putea deveni unul de elită în Iași. Unitatea medicală va fi reabilitată în întregime în 2-3 ani. N-am ținut în mod neapărat să facem, eu știu, o procesiune foarte festivă legat de aceste două inaugurări, două saloane din corpul de a Spitalului de Recuperare, care sunt reabilitate în totalitate și care vor primi pacienți din această săptămână. Investiția absolut necesară, pentru că ele arată foarte clar despre faptul că se poate face ceva în sistemul de sănătate publică din România și pentru noi celeșani, dacă se dorește acest lucru. Nu este o chestiune singulară, pentru că noi avem 3 ani de zile în care investim. Am depășit de mult 10 milioane de euro în Spitalul de Recuperare și în partea de cazare pentru pacienți, dar și în ceea ce privește dotările.